Bună seara din nou, stimați telespectatori. Suntem aici ca să vă povestim, între ghilimele, firesc, lucrurile care țin de realitatea juridică și să sperăm că invitatul nostru special, și anume domnul profesor Ionuț Purica, care este și președintele Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, va veni în timp pentru ca să, în partea a doua emisiunii, să reușim să discutăm cu dânsul despre această gravă de 3 ori sau de 100 de ori problemă. Să vedem dacă mai este sau nu o problemă, dar ea în sine este o problemă foarte gravă, și anume aceea deșeuri radioactive. Noi așa întrebă una prima invitată a noastră, doamna profesoară Grilă, care, printr-o coincidență fericită, este și profesor de așa ceva. Vă rog, este o problemă? Domnule profesor, la nivelul întregii lumi, deșeurile rezultate din operarea centralelor nucleare sunt o problemă, pentru că ele sunt înalt active și stocarea lor temporară sau depozitarea finală ridică niște probleme tehnice extraordinar de puternice, lăsând la o parte că la nivelele de radioactivitate despre care vorbim la centrala Cernavodă și la toate centralele nucleare, nivelul de radioactivitate este letal. Adică nu așa că avem o contaminare, că avem nu știu ce, avem niște persoane care se duc să-l viziteze pe Zalmoxis dacă există un accident cu acest tip de deșeuri înalt active. Sigur că în toată lumea s-a dezvoltat o cultură de securitate nucleară care pune o stabilă cu bariere inginerești, cu studii de securitate, cu fizică cuantică, cu tot felul de mijloace folosite în această industrie, care altfel este o industrie în funcționare normală foarte sigură și chiar foarte puțin poluantă. Dar în caz de accident, toată lumea a văzut ce s-a întâmplat la Cernobâl, toată lumea a văzut ce s-a întâmplat într-un caz de dezastru natural la Fukushima și... Sigur, mă rog, au mai fost și alte accidente în lume. Deci, în operare normală, este foarte sigură. Este sigură atâta timp cât se asigură un personal super calificat. Calificarea unui șef de tură, șeful de shift la centrala nucleară, durează 11 ani. Ca și în alte multe domenii, în domeniul de acesta, la nuclear electrica, nu a fost o grijă foarte mare față de resursa umană. Oameni foarte pregătiți au părăsit țara din diverse conflicte de muncă. Și acest lucru conduce la faptul că apar vulnerabilități. Gestiunea deșeurilor, de asemenea, este o chestiune foarte scumpă la centrale, care se reflectă, a fost creat în legislația românească un fond pentru tratarea deșeurilor, care s-a colectat, nu știu, mai puțin sau mai mult, o să întrebăm pe domnul profesor Purica ce și cum. Și acum este o foarte mare bucurie că un specialist de clasa profesorului Purica a venit în fruntea acestei centrale, pentru că în fruntea acestei agenții, pentru că, după cum dumneavoastră știți, sub N guvernări, chestiile de specialitate au fost tratate tot politic. Adică au fost numiți oameni care nu erau specialiști de nuclear. Doamna profesor, eu consider treaba asta o, cum se zice, o introducere în ceea ce urmează când o veni și domnul profesor Purica, care, repet, este președintele Agenției Nucleare sau Autorității Nucleare. O să vedem, datorită faptului că funcția pe care o are, dumnealui demnitatea pe care o are, ar trebui să ducă la ideea că ea este o autoritate nucleară nou înființată pentru protecția împotriva deșeurilor radioactive. Înainte de aceasta, doamna profesor, aș vrea să balem așa prin realitatea asta juridică, dar mi-a plăcut să facem introducere ca să vadă oamenii ce importanță are subiectul pe care urmează să-l dezbatem. În primul rând, vreau să vă spun că activitatea aceea negativă de la Academia Română își continuă oarecum efectele. Dumneavoastră
Știți că s-a dat un, poate datorită și nouă, s-a dat un nou anunț de concurs pentru postul, un post de conducere la, acel unul din centrele de cercetare de biodiversitate, în condițiile în care, înainte de intervenția noastră, nu de intervenție, de ceea ce documentat am vorbit despre problemele de acolo, nici nu se mai gândea la ideea de anunț, după câte știu eu. Dar anunțul iarăși cuprinde o parte care mie mi se pare cel puțin, și v-aș da cuvântul să ne explicați mai multe, cel puțin contrară statutului Academiei Române, care este, la care se trimite prin lege, legea Academiei Române. Ca urmare, este, face parte din legea Academiei Române ca și componentă. Adică, în acel punct se consideră, se spune că pot participa la concurs cercetătorii de gradul 1, profesor universitar și mai la coadă așa, mai la coadă academicienii corespondenți sau de titulari. Păi statutul, și cu asta închei pentru ca dumneavoastră să se dezvoltați, statutul Academiei Române vorbește de faptul că în momentul în care se înscrie un academician la un asemenea post, poate fi concurat de tot de un academician și nici de cum de un profesor universitar sau de, mai ales de un cercetător grad 1. Ce părere aveți dumneavoastră? Eu cred că anunțul este dat în mod greșit și tendențios. Inducând oarecum în eroare pe unii oameni, care poate sunt de bună credință, dar văzând această înșiruire în contra statutului, cred că, domnule, e posibil orice. Iar această gândire, care nu este de azi de ieri, este de la începuturile Academiei Române, că institutele și departamentele de cercetare ale Academiei trebuie să fie conduse de academicieni, are o explicație foarte logică, că este chestiunea de prestigiu a instituției și este legată de faptul că acei oameni au ajuns acolo pe o scară meritologică foarte riguroasă, care dă o garanție națiunii că, aflându-se pe postul de conducere acolo, aceeași riguroasă scară de valori, aceeași gândire axiologică va fi aplicată și în institutul respectiv. Iar eu personal sunt cercetător principal gradul 1, profesor asociat, am o grămadă de școli făcute, de experiențe în țară și în străinătate, dar nu m-aș gândi să fiu șeful unui academician. Mi s-ar părea că chiar nu e de bun simț. După câte știu eu, cel care ține locul directorului, aș început să dea ordine unui academician. Domnul profesor, se întâmplă chestia următoare, că până la urmă și omul ăla, indiferent cum, ce face el cu educație, cu fără educație, cu înțelegere, fără înțelegere, nu el și-a dat delegație. Păi am adică văzut, în condițiile în care erau trei oameni înscriși la concursul de director, a primit delegație un al patrulea. Eu nu vreau să-l apăr, dar vreau să precizez că nu el și-a dat lui. Atunci vă întreb, cum de cel care a emis delegația, nu știu cine, poate președintele, poate șeful secției academice din Academie, cum de cel care a emis delegația nu s-a gândit că ar fi putut să-i dea această delegație chiar academicianului care s-a înscris la concurs? Nu știu, și mie mi-este imposibil să înțeleg lucrul ăsta, cunoscându-l pe, cum am mai și spus, pe președintele Academiei după o activitate la centrul nuclear de la Măgurele. Și știu că este o persoană deosebit de integră, o persoană deosebit de deșteaptă, mă iertați că sunt așa tranșantă și așa, și această persoană care este absolut un simbol, președintele Academiei, a vorbit la sărbătoarea academicianului despre care este vorba, când acesta a împlinit o vârstă rotundă, într-un mod deosebit de elogios. Deci eu sunt absolut convinsă că nu i s-a prezentat alternativa corectă a acestui concurs. Asta înseamnă că cel puțin moral
persoana respectivă care a reprezentat este într-o restanță totală. Da. Adică deci, am început să nu mai respectăm nici măcar valorile. Nu, pentru că persoana care s-a înscris într-adevăr ca și la postul de director este o persoană cu recunoaștere internațională absolut deosebită. Membru unor academii străinătate. Membru a unor academii străinătate. Datorită faptului că conduce o anumită activitate pe științifică, pe One Health, Asociația One Health România. Asociația a fost ridicată de Federația Academiilor de Medicină din Europa la nivelul Academiei Leopoldine. În plus, e recunoscută pentru că există colaborare cu Academia de Medicină de Franța, după câte știu eu. Da. Iar această discuție a fost făcută de acest om care n-a putut să încapă de un cercetător gradul 1 ca să fie delegat, nu mai vorbesc, probabil că o să fie director. Dar nu mai vorbesc că delegarea a fost dată cu unui asemenea cercetător în loc să-i dea unei asemenea persoane cu acest curriculum vitae. Dar, repet, unii oameni dintre funcționarii Academiei nu au procedat corect cu președintele. Da. Pentru că președintele este pur și simplu un simbol, președintele Academiei Române, este pur și simplu un simbol și oamenii oamenii din subordinea dumisale au datoria să-l informeze corect și să-l ferească de vulnerabilități administrative. Pentru că dumnealui este o personalitate, un fizician de marcă europeană și internațională și nu un funcționar. Și eu cred că funcționarii trebuie să procedeze, cum să zic, corect cu treaba asta. Eu înțeleg că au fost niște chestii administrative care trebuiau rezolvate și pe care domnul respectiv care a fost numit le-a rezolvat cu multă, mă rog, străduință așa să meargă lucrurile corect și să se rezolve foarte repede. Dar un asemenea anunț pornit de la secretarul secției respective, secției științifice, care a scos postul la concurs, a pus sub semnul întrebării atât leadership-ul Academiei, cât și leadership-ul secției. Și pur și simplu sunt nenumărate. Sunt destul de multe concursuri în derulare în Academie acum și anunțurile nu sunt date așa. Sunt date corect. Da, știți ce? Scuzați-mă că vă întreb. Eu am o mare stimă și în continuu stima față de președintele Academiei și de președintele secției. Nu, putem să spunem că și președintele secției este o mare personalitate, nu e oricine. N-are rost să dăm... Și care a făcut pentru România lucruri foarte importante. Enorm de mult. Dar cum spunea și dumneavoastră, au ajuns să fie păcăliți de niște funcționari, știți, stil Tănase Scatiu. Adică, iertați-mă că spun așa ceva, dar e un personaj din literatură, nu este ceva, cum să vă spun, e o creație a unui mare scriitor, nu? E și numele unui mare roman. Domnul profesor, ca de obicei, aveți o perspicacitate de procuror la Tribunalul Suprem. Fost. Și fost, former, dar anunțul este semnat cu pentru. Aceasta este o altă ilegalitate, domnule, pentru că delegarea nu poate să dea altcineva decât cel care deține funcția. Adică dacă eu sunt președintele cuiva, nu poate să semneze delegația unul în locul meu pentru dumneavoastră. Trebuie să o semnez tot eu, ceea ce înseamnă o altă ilegalitate, domnule. Eu sper ca odată cu aceste discuții care se fac de către noi aici, și care văd că nu sunt preluate de alte posturi, cu toate că este foarte grav, de-aia noi, de fapt, prezentăm realitatea și nici de cum tot felul de comentarii, noi prezentând realitatea, sper că și alte posturi să preia această mizerie, până la urmă, acest lucru urât care se întâmplă la cel mai înalt for științific al țării. Repet, persoana care ar trebui să concureze cu cercetătorii științifici sau profesori universitari pentru funcția de director la Centrul de Biodiversitate de la Academie,
sunt în concurs, este membră a Academiei Franceze de Medicină și președintele unei mari asociații de care vă spuneam, cu recunoaștere mondială, și este cel care a afiliat această asociație cu recunoaștere mondială la Federația Academiilor Europene de Medicină. Vă dați seama în ce situație delicată ne aflăm. Adică, până la urmă, nu cred că ne aflăm. Asta este, de fapt, realitatea României. Nu se mai ține cont de absolut nimic decât de interesele pe care le are unul sau altul într-un anumit moment dat. Și în felul acesta trecem pe al doilea subiect al realității juridice, și anume legea conversiei, care este absolut corectă. Imediat o să vă întreb niște lucruri, doamna profesor, despre treaba aceasta. Legea conversiei vis-a-vis de cel care a făcut-o este o lege în conținut absolut corectă, repet, absolut corectă. În sensul că în momentul în care se încheie contractul pentru casă sau pentru un apartament, trebuie ca banca, în părerea mea, și aș vrea să fiu contrazis de absolut oricine, trebuie să-și facă un calcul al riscurilor pe care aceasta le poate întâmpina pe parcursul restituirii creditului pe care îl dă pe casă. De altfel, există și o teorie a riscurilor, după câte știu eu, doamna profesor. Da, sigur că da. Sunt niște teorii matematice foarte rafinate în momentul de față cu privire la riscuri și vulnerabilități, și băncile sunt ultimele care să nu știe aceste lucruri. Nu. Dar se pare că... Se pare că, mă rog, interesele materiale primează asupra logicii. Acest lucru a apărut astăzi, pentru că astăzi s-a adoptat legea și urmează să fie trimisă la promulgare. Problema este alta. Băncile nu mai fac aceste studii de caz, studii de risc, și atunci iau banii, adică, de fapt, nefăcând aceste studii de risc, în momentul în care cetățeanul plătește rata, el trebuie să o plătească la nivelul zilei. Nu asta însă e problema. Problema este că s-a ridicat astăzi problema constituționalității, adică conformității acestei legi cu Constituția. Și credeți-mă, țin cu tot din adinsul la ideea că este discriminatorie. Cu toate că ea, pe fond, este o lege foarte bună, dar nu se referă la toate valutele, nu se referă la toți oamenii, nu se referă la oamenii care au preluat euro și care sunt mai mulți, poate, decât aia care au franci și elvețieni, nu se referă la cei cu dolari, nu se referă la cei care au luat credite în dolari sau în euro sau în alte valute, ieni, pentru a-și cumpăra casă. Ce înseamnă conversie? Asta înseamnă că în primul rând că oamenii nu primesc valuta, primesc tot lei în momentul în care ar trebui să fi încheiat contractul. Deci în momentul în care închei contractul, se primește o sumă de bani în valută care, raportată la lei, reprezintă o anumită sumă. Această sumă în lei se mărește după cum cursul crește sau scade, sau ar trebui să scadă. Dar de regulă, la valute, cursul a cam crescut. Foarte puține perioade a fost constant sau a scăzut față de leu, francul elvețian a scăzut mai mult față de lei. Dar oricum este deasupra. Această conversie trebuie să fie analizată în momentul în care se încheie contractul de casă. Iar banca trebuie să vadă, printr-un teoria a riscurilor, așa cum spunea doamna profesor, dacă acest curs va crește așa de mult încât banca dă faliment dacă contractează un asemenea credit în care euro este așa de instabil încât să nu mai poată banca să suporte suma de la data încheierii contractului. Și atunci, ca să nu mai facă niciun element de calcul de risc, se duce la fiecare plată, la fiecare moment al plății și raportează suma la cursul din acel moment, care crește în continuare și a crescut de la vreo 2 lei, parcă știu eu, până pe la vreo 4 lei și ceva. Păi aici sigur că oamenii au dreptate. Problema însă este alta. De ce nu această conversie
sau această discuție la momentul încheierii contractului nu se face cu toate valutele. Și credeți-mă, este posibil că așa spune articolul 16 din Constituție și îi spun celui care nu prea știe despre ce e vorba, vis-a-vis de Constituție, nu este vorba de fond. Repet, fondul este perfect. În această condiție, în această situație, se creează o inegalitate între cetățenii acestei Românii în funcție de un criteriu, și anume valuta care a fost încasată. Păi, scuzați-mă, dar această valută nu schimbă calitatea persoanei respective în contractant sau necontractant, sau într-unul care ar trebui să aibă pentru franco-elvețian conversia la data în care se încheie contractul, iar pentru ceilalți la data plății. Păi, nu înțeleg că cetățenii sunt aceiași, sunt peste tot aceiași, nu sunt situații diferite ca să poți să schimbi reglementarea, pentru că în situații diferite, reglementarea e diferită. Ca urmare, repet, am dat un interviu astăzi și o să mai spun chestia aceasta, că acest text, îmi pare rău, repet, pentru conținutul lui, o singură frază trebuie să spun la toate valutele, încalcă articolul 16 aliniatul 1 din Constituție, raportat la articolul 4 aliniatul 2, care prevede cauzele discriminării, motivele discriminării. Iar acest text din aliniatul 2 se completează cu ceea ce spune Curtea Europeană, și nu numai Curtea, ci Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care spune că în afară de aceste motive, care sunt prevăzute și în articolul 4 din Constituție, pot să fie și alte motive nescrise. Exact ceea ce se întâmplă astăzi. Luăm o scurtă pauză și continuăm după aceea. Bună seara din nou, stimați telespectatori. Astăzi discutăm de niște lucruri destul de complicate, care interesează foarte mulți cetățeni, în special conversia de care începusem să discutăm a valutei pentru contractele de construire a unei case sau de achiziționare a unei case. Sigur că noi am început să o facem, să discutăm, iar orice întrebare pe care o aveți pe temele pe care le avem noi astăzi, puteți să le adresați la numele de telefon care sunt afișate pe ecran, iar noi vom răspunde cât putem de repede. Domnul profesor, ce părere aveți în legătură cu ce am discutat înainte? Domnul profesor, fără a fi un specialist în mecanisme financiare și cu atât mai puțin în drept constituțional, totuși am niște semne de întrebare cu privire la această lege, care sigur domnul membru al Parlamentului, domnul Zamfir, a făcut o chestie foarte bună, că s-a gândit la oameni pentru această chestiune destul de dureroasă pentru foarte multe familii. Corect. Dar problema este următoarea. Poate și pentru alții este la fel de dureroasă. Iar oamenii, în măsura în care se iau un culoar legal numai pentru o anumită valută, poate nu se mai simt protejați, poate nu se mai simt asta e problema. Cetățenii ai acestei țări, pentru că poate și alții au avut probleme, care au împrumutat în alte valute. Nu se poate crea un criteriu de apărare a unor oameni pe baza drepturilor lor constituționale, gândindu-ne numai la un aspect foarte particular. Sigur că acum a fost un dezastru ce s-a întâmplat cu variațiile care au fost legate de francul elvețian. Dar nu știu cine îi garantează domnului deputat că nu se poate întâmpla o asemenea răsturnare de situație cu dolarul, da, cu valutele celelalte, ienul, valutele din țările Brazilia, Rusia, India, China, din țările BRIC, care, mă rog, sigur sunt în momentul de față garantate cu resursele minerale și cu bogățiile naturale ale țărilor respective. Dar în cazul unui dezastru ecologic, în cazul unui război,
Se poate întâmpla și cu altă valută. Adică eu cred că toată buna intenție și grija domnului deputat Zamfir pentru oamenii care erau în niște situații extraordinar de critice este foarte bună, dar trebuie să fie generalizată ca să fie valabilă. Deci poate nu sunt un specialist în drept comercial și în drept civil. Nu, și acolo nu e problema. Eu cred că este în regulă acolo că s-a făcut problemă. Așa. A fost un ajutor, s-a venit în întâmpinarea unei reale probleme. Oamenii au avut niște chestii foarte critice în viața personală și în viața socială din cauza acestei situații. Dar, după părerea mea, această situație poate interveni și în legătură cu altă valută. Nu este cazul să scoatem o lege pentru yen, o lege pentru dolar. Pentru yen și pentru fiecare. Pentru că, mă rog, adică începe să cadă în derizoriu. Iar revin la textul constituțional pe care l-a spus domnul profesor și l-a citat. Oamenii pot să se simtă discriminați și mai rău decât atâta. Ăia care n-au făcut greșeala să împrumute în franci elvețieni, să nu se mai simtă protejați în drepturile lor fundamentale. Da, uitați, să dau un exemplu domnului deputat Zamfir, sau e senator, nu știu. Nu știu, dar știu că e parlamentar al României. Și... De acord, tot respectul, dar de data aceasta cred că a greșit-o constituțional. Deci nu cu conținutul legii e o problemă, ci conformitatea acestui conținut cu Constituția. Și am să vă spun de ce. Păi, haideți să ne uităm la faptul că s-ar putea ca euro atunci, în momentul în care s-a încheiat contractul de locuință și care se plătea la ratele de schimb de la data plății a ratelor, să fi fost vreo 3 lei și ceva. Și nu 4 lei cum e astăzi. Și atunci, jumate. Da, și acolo aproape jumate, că e și 5 lei acum. S-ar putea ca și acei oameni care au un euro valutele să aibă de suferit, pentru că oricum ei trebuie să plătească mai mult de la data la care s-a încheiat contractul. Și ca urmare, principiul este ca acea conversie să se facă la data, la cursul istoric, adică la data la care s-a încheiat contractul. Păi de ce să nu se facă pentru toate valutele, domnul deputat? Sau domnul care a, nu știu dacă e senator sau deputat. Soluția tehnică, repet, ar trebui ca această lege să fie modificată. Dacă nu se sesizează curtea, s-ar putea să nu fie sesizată curtea de nimeni. Cu toate că nu cred. Da, e greu să cred treaba asta, că sunt foarte mulți oameni afectați. Da, da. Față de majoritatea de astăzi s-ar putea să nu se zice curtea, dar ar trebui să fie modificată, pentru că așa cum au ieșit oamenii în stradă s-ar putea pentru euro, s-ar putea să iasă și pentru celelalte valute, pentru că ei acum în momentul față n-au citit legea, dar mai târziu ce se va întâmpla când vor citi legea și vor vedea că ei au de plătit aceea sumă care e astăzi de plătit și nu cea la care, de la care a încheiat contractul. După părerea mea este că inițiatorii legii s-ar putea să fie mai mulți, n-au înțeles ceea ce le-am spus. Eu nu m-am referit și nu mă se refer la conținutul legii, ci la conformitatea conținutului cu Constituția. Asta creează discriminare. Pentru că cel care a făcut contractul în dolar, e posibil ca în acel moment să fie contractat la o sumă mică. Dacă e aceea sumă, s-ar putea să nu-l intereseze. Dar s-ar putea în timp să-l intereseze, pentru că poate peste un an de zile el are de plătit vreo 25 de ani sau 15 ani sau cât are, să constate că ori dolarul scade, ceea ce nu cred, pentru că e moneda mondială, ori crește. Și e posibil că în anumit moment dat când plătești o rată, dolarul să fie 5 lei. Sigur că să-mi spuneți că nu e economică treaba asta. Dar de unde știți că nu se poate întâmpla? Eu cred că aici... Da, nu joacă la bursă. Da. Trebuie discutat această foarte bună intenție a domnilor. Repet, la fel, foarte bună. Da. Inițiatori. Probabil trebuie discutată în baza mecanismelor financiare de către specialiști în mecanisme financiare și oameni care cunosc
teoria riscului și toate cele legate de vulnerabilitățile la care este supusă și persoana și banca. Pentru că sigur, trebuie să funcționeze acest sistem și nu este vorba numai de persoană, pentru că în condițiile în care iau o lege absolut discriminatorie care să fie numai în favoarea persoanelor care au împrumutat... Foarte bine că e în favoarea lor. Este foarte bine, dar și banca își va lua măsurile destul de urâte care poate să le ia, în sensul că o să își ia măsuri de protecție care o să fie foarte dure față de cei care vor să meargă în continuare, continuare. Să împrumute. Da, sigur și că da. Pot să fie afectate programe sociale. Știți cum se poate face, ce poate să facă banca? După părerea mea, e posibil să nu fie adevărat, dar eu, este gândirea unui jurist. E posibil ca banca să înceapă să calculeze riscurile și să constate că riscurile sunt prea mari și atunci să nu mai acorde credite. Și să blocheze programele de construcție pentru tineri, pentru locuințe pentru tineri. Și pentru alte categorii vulnerabile, că mai sunt și oameni de vârsta a treia care au nevoie de tot felul de împrumuturi pentru situația lor socială, de sănătate, de mai știu eu ce vulnerabilități au și ei. Și eu cred că această bună intenție trebuie a domnului de parlamentar Zamfir trebuie dublată de specialiști care cunosc foarte bine mecanisme financiare și echilibrează balanța și pentru bancă și pentru... Mai este un argument, doamnă, s-ar putea ca oamenii văzând că riscurile nu sunt calculate să nu se mai supună unui asemenea risc și să nu mai facă credite. Și atunci ajungem la altceva, la o problemă socială, pentru că tinerii rămân în stradă. Preferă să rămână în stradă decât să bată cu băncile pe o chestiune care nu este corect făcută. Adică eu cred că mai trebuie amendată această lege și modificată, extinsă, completată, da. Și extinsă la absolut toate tipurile de împrumut. Da, indiferent dacă n-au apărut probleme la dolar sau cum spunea cineva, n-are rost să-i spun numele, nu m-a autorizat să-i spun numele, indiferent că nu s-ar aplica unor valute încasate pentru că ar avea o rată de schimb apropiată de ceea care este în momentul în care s-au contractat creditele. Numai că îi spun domnului Zamfir că nu dreptul comercial sau dreptul civil sunt supreme în țara asta, ci dreptul constituțional, domnule parlamentar. Ca urmare, repet, conținutul este perfect, dar nu este conform unor texte din Constituție. Ca urmare, dumneavoastră și parlamentarii au făcut multe legi care erau foarte bune, dar au fost desființate de Curtea Constituțională și de Curtea Supremă. În al doilea rând, îi răspund cu toată responsabilitatea faptul că dacă instanțele s-au pronunțat deja asupra acestor texte, acestui tip de conversie, nu înseamnă că și acele hotărâri sunt conforme Constituția. Pentru că eu nu știu pe ce s-au pronunțat, dar instanțele oricum n-au cum să încalce Constituția, pentru că instanțe judecătorești, iar soluția dată a fost într-un caz special, nu într-un caz general, cum este această idee de lege. Și legea este conformă sau nu Constituția și nu neapărat hotărârea a instanței care se revine la un caz concret, în care s-a spus, domnule, și nu poate să fie discriminator, pentru că s-a pronunțat pentru o persoană. Dacă aceeași instanță se pronunță pentru dolar invers, e posibil că atunci să fie sizată în alta curte de casație ca să poată să armonizeze cele două soluții. Dar nu se discută despre constituționalitate în fața instanței, decât vis-a-vis de lege. Noi vorbim despre lege acum, despre conținutul legii. Și îi spun domnului profesor care a intrat în discuție cu mine prin telefon, pur și simplu de la un post de televiziune.
pur și simplu n-are absolut nu există niciun argument în sensul acesta de a justifica constituționalitatea sau neconstituționalitatea unei legi sau unui act normativ supus controlului de constituționalitate, dacă instanțele s-au pronunțat sau nu. E problema lor. Și au posibilitatea să pronunțe pentru că se referă la un caz concret. Nu se referă la toate contractele. Când apare diferența între valută, o anumit tip de valută, față de alte valute. De fapt, între oameni. Pentru că oamenii au contractat valute respective. Și repet, e posibil ca din acest moment ceilalți să nu mai facă credite, pentru că am înțeles că băncile s-au cam erijat să mai dea credite în franci elvețieni, iar pentru celelalte valute s-ar putea ca părțile sau cei care contractează să nu mai facă. S-ar putea. E posibil însă să o facă în continuare. Pentru că și ei se gândesc că acea lege nu li se aplică. Și atunci băncile pot să acționeze în celălalt domeniu și să nu mai existe credite acordate vis-a-vis sau să fie acordate în condiții foarte grele, exact. Foarte scumpe, care practic să facă imposibil accesul la aceste credite ale oamenilor tineri. Doamne, să dea Dumnezeu să nu se întâmple ce spunem noi. Noi facem acum un fel de cum se zice, ne suntem avocații diavolului. Pentru că este posibil și așa ceva. Dacă cineva garantează că nu e posibil așa ceva, eu îmi retrag cuvântul. Îmi retrag orice fel de cuvânt. Dar cât privește constituționalitatea, n-am cum să-mi retrag, pentru că e clar că este discriminare pe tipul de valută, care este un argument de discriminare. Și spun și celor care se ocupă de discriminare și le spun și celor care au făcut legea sau au gândit legea. Repet, în conținut foarte bună, dar neconformă cu cărțulia aceasta care se numește Constituția. Și vă spun în calitatea mea de profesor de drept constituțional, nu oriunde, ci acolo unde știți dumneavoastră că sunt. Deci eu cred că toată suflarea care se pricepe, atât financiară cât și juridică, ar trebui să-l sprijine pe domnul Zamfir să extindă, să amendeze legea în conformitate atât cu mecanismele financiare, atât cu legislația țării, dar mai ales cu cărțulia, cum îi ziceți dumneavoastră, care este legea fundamentală a țării. O întrebare interesantă din regie. Nu s-ar putea îngheța cum se zice, rata de schimb a leului cu euro sau cu alte valute, cu francul elvețian? Nu se poate, pentru că asta se face la nivel european, nu la noi în țară. Adică nu stabilim noi cât este rata de schimb a leului cu francul elvețian, ci la nivelul unui coș de valute și se stabilește la nivelul Uniunii Europene. Ca urmare, nu avem cum să umblăm cât privește rata de schimb. Asta rămâne așa. Iar dacă se continuă, eu știu, rata de schimb care există acum și tendința pe care o are această rată de schimb, sigur că francul elvețin va crește, pentru că are o tendință de creștere. De la 2 lei și ceva a ajuns la 4 lei și ceva. Nu mai vorbesc că și euro s-ar putea să aibă aceeași creștere. Domnule, mai aveți ceva să le transmitem oamenilor în legătură cu această conversie? În legătură cu conversia strict, nu. Dar aș vrea să atrag atenția, cu tot respectul față de extraordinar de bună inițiativă a domnului Zamfir, că acest lucru este o problemă de calitatea vieții. Adică în ce valută, regia? S-ar putea să afecteze destul de mult nivelul de trai al unora dintre oameni. Sigur că îi ajută pe unii. Dar dacă, Doamne ferește, intervine o altă rată de schimb pe altă valută, rata de schimb atunci care să vezi. Era? Față de euro sau față de franc? Avem o informație de la o telespectatoare care spune că a plătit o mașină de spălat rufe de 10 ori acum față de cât era prețul mai de mult. Nu chiar foarte de mult. Iată că se justifică ceea ce vă spuneam înainte.
Adică aceste conversii sau aceste momente de plata a sumelor care reprezintă contravanurile în lei a valutei. Și vă asigur că la comerț nu se aplică franc elvețian, ci euro. Există deci și pericolul acestei conversii prin lege, pericolul generat de alte valute. O mașină de spălat de 10 ori mai mare, cu prețul de 10 ori mai mare, care rezultă din rata de schimb. Da, sigur, sunt mecanisme financiare care trebuie cunoscute foarte bine când iei o inițiativă legislativă. Da. Și care afectează pur și simplu viața oamenilor. Uitați o intervenție interesantă. Sigur că asta e legat de ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Cine protejează oamenii în fața acestor jocuri ale băncilor care câștigă în continuare? Sigur, sumele pe care le încasează sau pentru care ele lucrează sunt foarte mari, salariile sunt foarte mari. Cine protejează? Ce credeți? Că eu văd că nu protejează nimeni pe nimeni. Pentru că protecția ar fi fost această lege. Ea protejează numai schimburile valutare la yen, numai că la noi, franco-elvețian. Numai că la noi valuta cea mai generalizată în discuțiile comerciale este euro și chiar dolarul. În niciun caz franco-elvețian. Cine mai protejează cetățeanul atunci? Eu cred că politicile Ministerului de Finanțe al României trebuie să fie politici publice românești. Da. Cu asta înțeleg protejarea cetățenilor români, indiferent de etnie și de apartenență religioasă, politică și așa mai departe. Deci aici avizul Ministerului de Finanțe pe o astfel de reglementare, pe o astfel de lege, trebuie să țină seama de interesele întregului popor român. Pentru ca să se racordeze la cărțulia Constituției. Acum, știți, și la supremația pe care o are Constituția față de alte ramuri de drept. Treaba este că eu nu cred că s-a obținut vreun aviz de undeva, s-ar putea ca guvernul să fi fost de acord, dar nu cred că în condițiile de conformitate cu Constituția, ci pe fond. Adică poate întrebarea a fost făcută în sensul că în conținut guvernul poate să fie de acord cu așa ceva și guvernul a fost de acord, pentru că el nu plătește nimic în momentul de față. Discuția este între împrumutat și bancă. Iar acolo se, cred eu, că se desfășoară lucrurile vis-a-vis de contractele de credit. Fără doar și poate era o prevedere legală absolut necesară după ce am văzut cu toții câți oameni erau în stradă, cât de disperați erau. Sigur că este o inițiativă legislativă pentru care domnul Zafir trebuie să fie felicitat. Sigur. Dar chestiunea este că ar trebui gândită o politică publică de către Ministerul de Finanțe și rectă de către Guvernul României, care să protejeze pe absolut toată lumea și, de asemenea, să nu declanșeze un război între bănci și persoanele împrumutate. Da, până la urmă, cei care sunt legați de alte valute decât francul elvețian s-ar putea să considere neprotejați de statul român. Și eu mă gândesc că dacă or fi printre oamenii ăia și oameni care au cunoștințe juridice și așa mai departe, s-ar putea să ridice excepții de neconstituționalitate. Da, vedeți dumneavoastră, din 90 încoace facem Constituție un fel de cărțulie așa care, ca pe timpul lui Ceaușescu, care poate fi utilizată când avem nevoie și în rest o ținem deoparte. Eu vă spun și spun telespectatorilor că nu este așa. De-aia, din aceste motive a fost înființată Curtea Constituțională tocmai să verifice acest lucru. Nu zic că întotdeauna Curtea Constituțională a dat dreptate conformității sau neconformității cu Constituția. Dar de data asta mi se pare cel puțin strigător la cer și îi apăr pe
toți cetățenii, inclusiv pe cei care au făcut contracte în franci elvețini, pentru că băncile, așa cum spunea și doamna profesor, vor lua măsuri cumplite. Adică va începe o luptă între bănci și ceilalți. Care nu e benefică pentru nimeni. Exact. Și care au, în care și tu și tu ai dreptate, vorba lui Solomon, dar da, pentru că și băncile sigur sunt responsabile față de proprietarii de valute, de capital, de pe care le au în administrare. Și nu asta este soluția, nici uciderea băncilor, nici uciderea creditorilor. Eu cred că este un, trebuie să fie un consens de politici publice. Și e interesant că domnii de la, cu care am purtat discuția prin telefon, începuseră să-mi dea și un pic de lecții în materie de constituțional. Eu cred că numirea într-o funcție nu dă mai multe cunoștințe sau o demnitate, mai multe cunoștințe decât le are persoana respectivă. Ar fi tare bine să începem să ne educăm și cu chestia asta. Adică nu ne pricepem la toate. Iar profesorii de drept constituțional sunt convins că nu au fost consultați în acest domeniu. Sigur că dreptul comercial și dreptul civil sunt foarte importante, dar iată că apar neconformități în goana aceasta de a face reguli cât mai apropiate pentru om și de a câștiga cât mai multe voturi în alegeri. Nu degeaba este făcut acum și ne referim la alegeri, cu asta trebuie să încheiem, probabil. Alegerile bat la ușă. Sigur că este o avalanșe de reguli în favoarea cetățeanului. Numai că toți cetățenii sunt cei care au votat Constituția. Au votat-o și în 1991, dar și în 2003. Și oricum toate propunerile și inițiativele legislative, în toate planurile, pe toate planurile, trebuie să fie sustenabile. Da. Da, o întrebare de regie interesantă, care nu are neapărat legătură cu subiectul nostru, dacă cetățenia română poate fi pierdută prin procedurile care se folosesc de lege, în cazul nedemnității acelei persoane. Sigur, eu vă spun ce spune legea. Cetățenia poate fi retrasă într-o asemenea caz, nu renunțat la ea, pentru că renunțarea la cetățenie, spune legea din 1991, legea numărul 21 pe 1991, modificată de zeci de ori, e în vigoare și astăzi, spune că la renunțare sigur că se rezolvă o serie de probleme personale. Nu a plecat soțul, trebuie să plece și soția cu copilul și așa mai departe. Problema e de retragere. Numai că această nedemnitate se poate traduce, sigur că se poate retrage pentru nedemnitatea persoanei respective, dar în cazul în care se încalcă legea, adică să săvârșesc infracțiuni sau persoana respectivă intră în forțele armate a unui stat cu care noi am rupt relațiile diplomatice, este condamnat și are de plătit o serie de hangarale pe aici pe care nu le poate plăti nimeni și vrea să fugă din țară, deși a săvârșit o altă infracțiune și așa mai departe. Se poate face treaba asta, dar numai pentru acele patru situații care sunt prevăzute în legea numărul 21 pe 1991, modificată de 10 de ori. Deci, până la urmă, oamenii pot să consulte această lege și vor vedea imediat despre ce e vorba. O concluzie, doamna profesor, pentru că mai avem un minut. Eu cred că trebuie să încheiem într-o notă optimistă, în care să-i mulțumim domnului Zamfir pentru că a luat o inițiativă, asemenea inițiativă lăutabilă, dar tot atât de serios cred că trebuie să fie modificată pe baza legăturii cu Constituția această lege, pentru că această lege nu interesează numai oamenii din țara noastră, interesează și alți cetățeni din diasporă, cetățeni români din diaspora, pentru care poate să fie vitală o asemenea abordare. Și concluzia mea pentru dânsi, să știți că în Europa, inclusiv în Ungaria, și nu spun degeaba Ungaria, o asemenea lege se referă la toate valutele, în toată Uniunea Europeană, inclusiv în Ungaria.
Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră aici, cu întrebări și cu prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Mulțumim și doamnei profesoare, vă mulțumim și dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu că ați participat. O seară foarte bună, o noapte la fel și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, văzând ce se întâmplă în perioada aceasta de până marțea viitoare. O noapte bună!